Dumnezeu să vă binecuvânteze. Uneori avem zile ca și lui Pavel, în care simțim că scriem scrisori și să încurajăm pe alții. Alte zile le avem ca și a lui Petru, în care simțim că vrem să ne îndepărtăm de toți și de toate. Avem zile când ne simțim ca și Iov, vrem să murim doar ca să ne sfârșim durerea și suferința. În unele zile simțim ca și Solomon, când căutăm sfaturi ca să luăm decizii. Apoi sunt zile în care suntem ca și Iona, când vrem să fugim de responsabilități. Avem și zile asemănătoare lui Moise, în care nu ne putem controla temperamentul din cauza durerilor și presiunilor venite din partea celor de care ne pasă. Sunt zile când suntem ca și Sara, triști din cauza că nu am văzut promisiuni încă împlinite și am râs crezând că sunt imposibile. Sunt zile când suntem ca și bunul samaritan, vrem să facem bine necondiționat. Sunt zile când ne simțim puternici, precum Iosua și Caleb, pregătiți de război. Sunt zile când ne simțim precum Ieremia, când inima ne plânge plină de durere. Sunt zile când ne simțim asemenea lui Daniel, ne găsim tăria în rugăciune și nimeni nu poate să ne oprească. Avem zile când ne simțim ca și Ilie, preferăm să ne ascundem în peșteră. Avem zile precum David, simțim că săltăm de bucurie. Avem zile când ne simțim ca și Ana, nici nu vrem să mâncăm, ci doar să ne plângem amarul. Avem zile precum Avram, ne simțim biruitori și de neînvins. Sunt zile când ne uităm sus și zicem, de unde vine ajutorul nostru? Nu înseamnă că suntem puternici sau suntem slabi, ci înseamnă că suntem umani, ci avem limite. Nu știu cum îți este ziua, însă amintește-ți, oricum îți este ziua de azi, Dumnezeu atotputernic este cu tine, astăzi, mâine și pentru totdeauna. Doar încrede-te în brațul Lui și în bunătatea Lui, pentru că cu niciun chip nu te va lăsa dacă tu faci voia Lui și te încrezi în El. De aceea, pune-ți credința și nădejdea în El. Dumnezeu să te binecuvânteze.